Echipele de junior D de la CSS din Nicu Golescu Câmpul Lung, grupele de vârstă 2004-2005, antrenate de profesorul Bogdan Drăgănescu, au jucat la sfârșitul săptămânii trecute pe municipal meciurile din cadrul etapei cu numărul 3 în campionatul județean. În seria A, CSS din Nicu Golescu 2 a jucat împotriva formației Sporting Pitești, în fața căreia a pierdut scor 0-3, iar CSS din Nicu Golescu 1 a trecut la pas de Basarabi Curtea de Argeș, scor 6-1. Tot în etapa cu numărul 3 a campionatului de junior D, CS Rucăr a pierdut la liderul seriei, CS Mioveni, scor 0-5.